Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților, a tuturor celor care își doresc să vină în fața dumneavoastră și să-și expună proiectele, programul pe care îl au în condițiile în care, în data de 9 iunie, le veți oferi votul de încredere. Astăzi, alături de mine, în platoul emisiunii Hunedorenii votează, se află doamna Marta Mate, candidat UDMR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră din nou. Și domnul Ferdinand Pogocean, candidat UDMR pentru funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, îmi face plăcere. Ne bucurăm să vă avem alături și cred că și hunedorenii de veni se bucură că au posibilitatea de a analiza foarte bine și de a cântări proiectele care vin cumva în sprijinul dumnealor. Asta este tot ceea ce contează până la urmă, pentru ca și dumneavoastră să veniți în sprijinul lor, pentru că o spun de fiecare dată, cetățenii ar trebui să fie cei care contează cel mai mult, indiferent de culoarea politică sau de ceea ce ei își doresc. Cum a fost acest început de campanie electorală, doamna Mata? A fost un început interesant pentru că eu mi-am asumat, de fapt, această candidatură pentru 4 buletine de vot, în sensul că e bine să știe alegătorii că la această votare, adică în data de 9 iunie, vor avea la dispoziție și vor primi 5 buletine de vot, din care pe 4 vor regăsi și numele meu. Este vorba de buletinul de vot pentru alegerile europarlamentare, unde sunt pe lista UDMR-ului. Este vorba de buletinul de vot pentru președintele Consiliului Județean, unde asemenea mi-am asumat și această candidatură. Lista pentru Consiliul Județean, unde sunt prima pe listă, și lista pentru Consiliul Local Deva, unde de asemenea am un loc bun, eligibil. Eu sunt foarte optimistă. Ieri, de exemplu, am participat la o lansare a campaniei electorale la nivel național în zona Banat-Crișana. Deci venim încărcați de acest spirit, așa cum a spus și dumneavoastră, pentru cetățeni și numai pentru a dezvolta comunitățile noastre, pentru că presupun că noi am dovedit-o întotdeauna că suntem altruiști și că nu ne putem concentra exclusiv pe cei care fac parte din comunitatea noastră maghiară, că alături de ei întotdeauna i-am sprijinit și pe cei din majoritate. Este dificil pentru o femeie să intre în această luptă electorală? Este o provocare. Este un lucru, zic eu, bun și cred că experiența mea pe care am acumulat-o în decursul a 10 de ani în leadership mă face să cred și să am practic încredere în mine însă. Pentru că teoretic, această acceptare a candidaturii trebuie să vină în primul și în primul rând ca o dorință interioară, în momentul în care știi că poți să faci anumite lucruri și poți să le faci și altfel, adică puțin mai eficient, puțin mai transparent, astfel încât comunitatea să aibă încredere în ceea ce se întâmplă la nivel decizional. Iar aici, când vine vorba despre încredere, încrederea oamenilor în politicieni, în general, tinde cumva să scadă în ultimii ani. Cu ce sunteți sau cu ce veniți dumneavoastră diferit față de alți politicieni, domnule Pogocean? De 20 de ani sunt consilier local. Am ajuns și un mandat jumătate viceprimar. Eu zic că experiența mea, seriozitatea mea, eu cred că nimeni nu poate să spună că am fost neserios. În general, întotdeauna, nu numai în campanie, am zis că noi încercăm să facem lucruri, nu să povestim și să promitem. Este foarte ușor să folosești cuvinte mari, să promiți și după 4 ani să nu realizezi nimic. Viața ne demonstrează că există și așa ceva. Eu spun că alegătorii, nu numai cei maghiari pe care îi reprezentăm în mare parte, pentru că de fapt reprezentăm ca și consilieri întreaga populație a Devei, s-a convins că ușa mea n-a fost închisă absolut pentru nimeni niciodată. La mine, în afară de orele normale de programul de audiențe, întotdeauna, dacă se anunță prin secretară, îi primesc.
În general, 90% din oameni au fost rezolvați cu problemele lor, pentru că de asta am fost aleși, ca să ajutăm cetățenii de vei. Că, de fapt, întotdeauna auzim de plătitori de taxe, impozite. Așa este. Dau și ei din acele taxe și vor și rezultate. Eu consider că gândul nostru a populației maghiare este, sau țelul nostru, tot același ca și a populației majoritare. Vrem liniște, vrem continuitate, un oraș în dezvoltare, care este în dezvoltare. Este greu să vezi acum că, hai să vorbim foarte sincer, orașul și la ora aceasta este destul de prăfuit din cauza investițiilor. Într-adevăr, unele rezultate deja se văd. Aproape săptămânal se face recepția la câte o investiție. E greu să vezi că mai sunt lucrări care sunt spre finalizare și nu sunt chiar cum le dorim noi, dar de aceea avem specialiști în cadrul primăriei ca să constate aceste lucruri, să iei măsuri și, în final, tot ceea ce se face se poate remedia în termen de garanție, ele nu sunt recepționate. Deci vrem și noi ce vor toți cetățenii: curățenie, ordine, disciplină. Bineînțeles, chestia asta o poți face la nivel de primar, consiliul local, numai cu ajutorul cetățenilor. Degeaba facem curat, luăm acele tomberoane zilnic de două ori, dacă zilnic aruncăm lângă, unii mai sortează, resortează, recuperează, ba peturi, ba haine. Un pic depinde foarte, foarte mult și de cetățeni, cum păstrează curățenie orașului. Sunt probleme și vor rămâne probleme întotdeauna. Parcările. Pentru orice consiliu și primar, oricine să vină, nu o să le rezolve ușor. Mai este alternativa de autobuze, de a circula, de a folosi autobuzele ecologice. Cumpărați și este un merit deosebit, nu numai DEVA a făcut aceste achiziții de mașini ecologice, electrice, curate, moderne, aer condiționat, încălzite iarna. Lumea le folosește foarte puțin. La ora 8 dimineața, dacă te uiți, acel autobuz mai mărișor, încărcat cu 6 persoane, a 6-a fiind șoferul, bineînțeles. Iar traficul rutier în zonele școlilor, în special, este unul extrem de aglomerat. O idee fantastică a fost folosirea acelor autobuze mici pentru transportul copiilor la școală. I-am ajutat foarte mulți pe părinți, pe bunici. E o idee bună. Dar acele mașini mici parcate chiar la intrarea, intrarea în curtea școlilor, îngreunează și circulația autobuzului. De asta vă spun, dacă toți ne-am comporta cum am vrea să se comporte alții cu noi, ar fi perfect. N-ar mai exista parlament, n-ar mai exista consilii locale, nici măcar legile n-ar prea trebui aplicate. În fine, e bine că eu aș dori, pentru a continua dezvoltarea orașului, să accesăm la fel de mulți bani europeni, pentru că fără acești bani e greu să te dezvolți. Știm foarte bine că primăria a rămas fără niște fonduri destul de mari. Singura șansă e să accesăm mult mai mulți bani. Vedem că și ce s-a accesat cu folos. Aceste termene de implementare sunt foarte lungi. Credeți-mă, unele le-am început în 2018 și abia l-am finalizat anul trecut în toamnă sau chiar în această primăvară. Bineînțeles că din exterior e foarte simplu să judeci că nu se lucrează sau se tergivertează problemele. Nu. Sunt niște proceduri care trebuie să se respecte. În final, când se face acea licitație pentru execuție, sunt contestații, sunt cu niște termene, unele poate trebuie reluate și din cauza asta sunt întârzieri și treaba merge greu. Dar eu susțin că nu numai pentru DEVA, pentru toate orașele din România, singura șansă de a te dezvolta sunt banii accesați din fondurile europene. Este mai anevoios, dar este o sursă sigură care duce la dezvoltarea comunităților.
Care sunt prioritățile care considerați dumneavoastră că ar trebui să fie așa pe masă în fiecare zi a președintelui de Consiliul Județean? Gândindu-te la oameni și la starea lor de bine, pentru că până la urmă aici este toată miza, trebuie să ai în primul rând un program în care să fii prezent 24 din 24. Este un loc de muncă în care nu prea ai timp liber, în care trebuie să te concentrezi, pentru că practic e foarte important ca cei pe care, pentru care ți-ai asumat acest rol să aducă o viață decentă. Tocmai de aceea, apropo de miza acestor alegeri care pentru prima dată sunt organizate concomitent, cele europarlamentare cu cele locale, este extrem de mare. Deci trebuie să înțeleagă alegătorul că e foarte important să voteze Parlamentul European. Noi suntem de 17 ani membri ai acestui Parlament European. Nu ne putem gândi că putem să ne dezvoltăm regiunile fără acest aport pe care îl primim din partea lor. Deci fondurile acestea europene în continuare trebuie accesate pentru ca întreaga infrastructură a județului să poată să se dezvolte. Și mă gândesc aici la drumurile județene, mă gândesc aici la instituțiile care sunt în subordinea Consiliului Local. Acum, sigur că din perspectiva consilierului județean și local în mandatul anterior și județean în mandatul acesta, am deja o viziune asupra acestei instituții și ceea ce se întâmplă în acest moment sunt niște exemple care trebuie preluate, care trebuie continuate și pentru care, sigur că trebuie să ne concentrăm. Deci revin la ideea de drumuri județene care trebuie întotdeauna reabilitată, pentru că traficul este intens și este bine că este intens. Asta înseamnă că avem activități economice care utilizează aceste infrastructuri rutiere, feroviare și poate o să reușim să ne gândim și la o infrastructură aeriană, de ce nu? De asemenea, aceste instituții pe care le avem în subordinea Consiliului Local și Județean, și mă gândesc acum, de exemplu, la Spitalul Județean, care trebuie să se dezvolte în continuare, pentru că tehnologia medicală este într-o permanentă evoluție, ca atare noi trebuie să ținem pasul, ca locuitorii acestui județ să nu fie nevoiți să meargă în centre universitare. Trebuie să dezvoltăm în continuare partea de educație și mă refer aici la un foarte drăguț program pe care încerc mai de mult să îl implementez și nu prea am avut sorți de izbândă până în acest moment, dar suntem un județ care are 3 obiective UNESCO și un reprezentant al folclorului românesc care este considerat un tezaur uman viu, exact, domnul Perabuls. M-aș bucura să existe un program în care fiecare elev din județul Hunedoara să poată să beneficieze de o excursie prin care să cunoască aceste 3 obiective UNESCO de pe harta județului nostru. Aici este vorba de cetățile dacice din Orăștie, este vorba de Geoparcul Țara Hațegului al dinozaurilor și, bineînțeles, de Parcul Național Retezat. Sunt foarte mulți copii care, din motive pe care le înțelegem, nu ajung să cunoască aceste nestemate practici ale județului și nu cred că ar fi nevoie de fonduri extraordinar de mari ca să putem să realizăm un astfel de idee, un astfel de program care să permită fiecarei generații măcar odată să poată să vadă concret aceste obiective. De asemenea, pentru tineri trebuie să găsim programe relevante, pentru că spunem că dorim să îi ajutăm să-și finalizeze studiile fie în centrele universitare, fie în alte țări, și că dorim să-i vedem după aceea cu acel know-how venind înapoi în țara noastră, dar pentru lucrurile acestea trebuie să le asigurăm condiții, adică hub-uri de dezvoltare a micilor afaceri, IMM-uri, o serie de consilieri pentru cei care doresc să-și înființeze astfel de mici firme, pentru că
este practic la îndemâna Consiliului Județean și al primăriilor, și acum Consiliul Județean are o viziune asupra și o colaborare cu aceste primării, să găsească cele mai bune soluții astfel încât să nu se suprapună anumite activități, să existe o oarecare viziune de ansamblu pentru ca fiecare regiune să se poată dezvolta conform resurselor pe care le are. Deci, dacă o regiune este eminamente turistică, atunci să vină tinerii să fie ajutați să-și dezvolte diverse pensiuni agroturistice sau alte astfel de parcuri de agrement, cum deja încep să apară în județ și este foarte bine. Dacă regiunea este mai mult axată pe agricultură, atunci de asemenea tinerii să poată să fie ajutați în acest sens. Deci lucrurile acestea trebuie văzute în ansamblu. Eu am pornit de la această idee văzând la un moment dat că s-au accesat anumite fonduri pentru construirea unor consorții pentru învățământul dual. Dar am văzut că se dorește lucrul acesta la Simeria, se dorește lucrul acesta la Deva, se dorește la Hunedoara. Oare avem nevoie de 3 astfel de mari consorții într-un teritoriu atât de mic pentru un număr de elevi relativ mic pe care îi avem? Adică viziunile trebuie să fie eficiente, viziunile trebuie să fie luate sau ideile sau aceste programe trebuie gândite astfel încât să nu ne suprapunem cu ele, deci fondurile pe care le accesăm să fie făcute sau să fie, să aibă eficiență în teritoriu. Deci nu credeți neapărat în eficiența acestor proiecte, cel puțin nu atât de multe într-o zonă atât de apropiată, să spunem. Eu cred că orice alegător înțelege ce vreau să spun. Deci suntem, cum să spun, suntem prea săraci ca să ne permitem niște lucruri extraordinar de luxoase. Da, avem nevoie de ele. Sigur că pregătirea profesională a elevilor noștri este foarte importantă, dar poate că dacă există o colaborare și o comunicare eficientă între aceste administrații publice locale la nivel de județ, atunci fiecare zonă și-ar prelua o anumită sarcină. Sunt zone în care, da, populația școlară este mai mare și atunci acolo merită investit, dar sunt și zone unde deja populația este destul de îmbătrânită și atunci acolo trebuie să venim cu alte programe. Nu putem să le suprapunem peste tot cu același lucru. Da, până la urmă este viziunea pe care fiecare dintre primarii celor 3 localități a avut-o, da, la un moment dat cu privire la acest proiect și se discută foarte mult într-adevăr despre faptul că ne pleacă tot mai mulți tineri din județul Hunedoara și până la urmă din întreaga țară. Adică e cam aceeași problemă, cumva generalizată. Dar problema este cum îi facem să se întoarcă și să mai și rămână aici în județul Hunedoara. Într-adevăr, asta cred că este o mare, mare provocare pentru autoritățile publice, locale, județene și aș merge și mai departe până la cele centrale. La nivelul Devei, într-adevăr, s-a discutat despre un astfel de hub pentru tineri. Va fi realizabil? Bineînțeles, și este proiectul ambițios al primarului municipiului Deva, al domnul Florin Nicolae Ioncea și al Consiliului Local, bineînțeles. Noi am avut o discuție cu doamna Marta referitor la acest specialist subiect. Specialist în învățământ. Da, bine, trebuie să recunoaștem că, da, doamna are experiență și are și informațiile respective. Trebuie să-i dau dreptate. Într-adevăr, trebuie să existe o corelare între autoritățile publice locale, pentru că, până la urmă, o să ne construim aceleași obiective și rămânem fără tineri. Într-adevăr, am văzut că democrația de acum 30 de ani a fost foarte bine, mult așteptată, dar după 30 de ani actualmente ne-am pomenit fără oameni meseriași, cum s-ar zice. Unele meserii au ajuns deja foarte rare. Avem nevoie de sudori, de dulgheri, de electricieni, dar, într-adevăr, nu poți aceiași oameni să-i formezi în 3 localități diferite. Acum sper că acest subiect nu este închis 100% întotdeauna. Dacă există un dialog, ele se pot rezolva. Un exemplu foarte, foarte simplu, hai să zicem la Deva, o să asiguri școlarizarea în 3 domenii, poate la Hunedoara în alte 3, la Orăștie în alte 2, că avem nevoie. Hai să luăm modelul Mintiei, care a fost o centrală
de producere a energiei electrice s-a vândut la o firmă străină, unde vedem că într-adevăr n-au fost numai promisiuni. Vedem acum în presă, dacă ne ducem și deschidem prima pagină la locuri de muncă, se caută 700 de oameni cu experiență, macaragii, și știm foarte bine că... De unde luăm pe acești profesioniști? Eu am înțeles că foarte mulți care au ieșit la pensie sunt căutați acasă și rugați să meargă înapoi. No, vedeți, aici este nevoie de formarea tineretului. Libertatea de mișcare ne-a dat această șansă să mergem să lucrăm, să învățăm în alte țări, este un lucru foarte bun. Dar să înveți o meserie acolo, deci te duci tânăr și înveți în 5 ani să pui o faianță sau gresie și vii acasă să-ți practici meseria, în final tot nu ai o hârtie care să ateste că tu ești de fapt un faianțar înșcolit. Dau numai un exemplu foarte simplu. Contează foarte mult. Da, ne dorim tineri înapoi. Și știm foarte bine. Occidentul e altă viață, dar poate suntem afectați și pe plan familiar. Cunoaștem foarte mulți care au plecat, au rămas, dacă au plecat ambii părinți, au rămas copiii acasă, neglijați, în grija bunicilor. De aici vine abandonul școlar, nu e un lucru bun. Dar eu zic că viitor avem în această țară. Este loc pentru toată lumea, este de muncit și iar ajung acolo dacă accesăm fonduri, vin investitori, cum au venit și cei la Mintia. Deci acolo vor lucra specialiști. La 100-150 de oameni vor lucra. Se va produce energie pe bază de gaz, dar vom avea nevoie și de ingineri și de IT-iști. Deci tinerii vor avea șansa, nu toți, și fiul meu a terminat o facultate în străinătate, a venit, n-a putut undeva, nici n-am vrut, pentru că se spunea că e fiul meu. Dar lucră la Cluj, n-a plecat deocamdată. Deci ați reușit cumva să-l aduceți înapoi, măcar în țară, dacă nu aici acasă. A fost o chestie să-l conving, el și-a ales, și-a dat masteratul aici, deci se poate, numai trebuie să vrei acel tânăr să lucreze, pentru că de multe ori pasărea de pe gard nu se dă și nici n-ar fi bine. Deci totul în îndepărtare e frumos, când ajungi să pui mâna nu e ceea ce e poveste. Deci sunt șanse în localitatea noastră, dar vă spun și calitatea umană trebuie un pic să se mai cizeleze. Aici intervine educația, nu? De cele mai multe ori. De asta este important ce a povestit doamna colegă, doamna doctor Marta. Da, școala are un rol foarte, foarte important în creșterea societății românești. Școala, comunitatea și familia. Să nu uităm. Vă mulțumesc că ați adăugat. Toată această construcție educațională este, de fapt, stă pe trei piloni importanți. De aceea este important ca să existe echilibru în aceste instituții ale autorităților publice locale și noi știm că întotdeauna am fost un factor de echilibru. De asemenea, în momentul în care UDMR-ul a fost la guvernare și am avut inclusiv miniștri, fiecare din acești miniștri au făcut vizite în județul Hunedoara și aceste vizite s-au concretizat prin anumite lucruri care au fost realizate concret. În momentul în care UDMR-ul a ieșit de la guvernare, sigur că o bună parte din aceste proiecte au rămas, n-au fost preluate, n-au fost continuate. Și atât în domeniul investițiilor, cât și în domeniul sportului, respectiv în domeniul mediului, cele trei ministere care au fost conduse de UDMR, au existat așa mici luminițe care acum sunt destul de departe de capătul tunelului. Am avut chiar o discuție în acest sens cu domnul meu director de la liceu sportiv, referitor la promovarea sportului, la promovarea sportului de masă și nu numai, mai ales acelui de performanță, cum se realizează la liceu sportiv. Ideile pe care ar fi putut să le implementeze domnul ministru Novac au fost bune, în sensul că se promovau mai multe ore de sport în unitățile de învățământ și, de asemenea, se îmbunătățea baza sportivă a localităților. Deocamdată așteptăm să revenim la guvernare și să reluăm aceste minunate proiecte care sunt benefice pentru întreaga comunitate, pentru întreaga societate. Ce v-a determinat, de fapt, să intrați în această luptă electorală? Care a fost primul gând, să spunem, pe care l-ați avut atunci când ați luat această decizie?
adică de ce n-am spus nu. De ce n-am spus nu? Da, deci pentru mine personal este deja a cincea campanie electorală. Ultimele două au fost și cu succes, pentru că, da, această politică trebuie să ai o oarecare vechime, să ajungi să și devii ceea ce îți propui și, bineînțeles, că lucrul acesta depinde foarte mult de oamenii care înțeleg mesajul tău, care înțeleg faptul că într-un interval de timp lung ai fost acolo într-o funcție pentru ei și că în continuare îți dorești acest lucru într-un domeniu oarecum nou, dar nu de tot, în sensul că avem deja, deci în calitate de inspector școlar general adjunct am reușit să cunosc acest județ integral. Deci în afară de cele trei UAT-uri în care am avut, în care nu am avut școli, restul toate le-am vizitat. Deci chiar m-am bucurat de faptul că am reușit să vorbesc cu reprezentanții autorităților publice locale, cu reprezentanții ai părinților vis-a-vis de acest proces educațional din județ. Tocmai de aceea își cunosc foarte bine nevoile și sigur că foarte multe din aceste nevoi sunt dependente de Consiliul Județean. Mă refer aici la transportul elevilor și mai ales la transportul interjudețean. Așa că lucrurile acestea știu că le pot rezolva și știu că pot continua acele proiecte care și acum au un impact pozitiv asupra lor. Deci de aceea, când am avut noi o discuție în cadrul echipei noastre, pentru că vreau să spun că noi avem o echipă foarte bună în care sincer am încredere, inclusiv, deși aș scoate în evidență rolul domnului nostru președinte, Winkler Iuliu, care știe cum să ne utilizeze în astfel de situații și cum să ne motiveze ca noi să putem să continuăm această slujire practică a comunității, pentru că asta facem. Suntem altruiști, suntem oameni care lucrăm ușor cu oricare dintre cu orice partener care este interesat de proiectele noastre. Tocmai de aceea știu că pot să am sorți de izbândă în această funcție. Domnul Winkler, care actualmente este europarlamentar în funcție și candidat și care este primul pe lista UDMR-ului, sigur, și noi avem mari speranțe că vor fi acolo și în mandatul următor, pentru că se simte, deci practic în județ se simte faptul că există o reprezentare și în cadrul acestor întâlniri sau în cadrul acestor vizite care se fac pentru a cunoaște de fapt rolul și rostul Parlamentului European, domnul Winkler a avut un rol extraordinar pentru că și-a utilizat toate posibilitățile pentru ca cât mai mulți cetățeni din județul Hunedoara să poată să beneficieze de aceste vizite. Și se simte, cred că, faptul acesta că, iată, județul Hunedoara îl are ca europarlamentar pe domnul Iuliu Winkler, probabil că și la Deva s-a simțit sprijin din partea dumnealui, domnule Bogocean. Da, știu că mai avem puține minute, într-adevăr, exact. Este mai avem vreo două minute, președintele cred. Nostru și, bineînțeles, reprezentant în Parlamentul European, reprezentant al României, al tuturora, de fapt. Eu atâta vreau să vă spun, cetățenii trebuie să-și dea seama că acest vot este important, nu numai pentru populația maghiară, ci și pentru populația majoritară. Se vor decide la Bruxelles sume mari pentru această țară, pentru țara noastră. Nu ne tot una, nici nouă maghiarilor, avem Schengen sau nu avem Schengen. Noi ne considerăm cetățeni egal cu cei francezi, italieni și așa mai departe. Eu visez și sunt sigur că am început împreună cu primarul și Consiliul Local două proiecte prin CNI și sunt sigur și îmi doresc să, ca și consilier să tai acea planurică, acel bazin de not didactic și creșa cu 110 locuri. Vreau continuitate și sper că vrea toată lumea. Vreau o armonie într-un consiliu local, deși și opoziția întotdeauna, o poziție constructivă este sănătoasă pentru orice consiliu. Și vreau ca oamenii să voteze cu UDMR-ul. Avem un slogan foarte bun, împreună vom învinge, deci toți cei care se vor duce la vot vreau să învingă, să învingă dezvoltarea și bunăstarea în acest oraș.
Doamna Mate, în ultimele 30 de secunde, cred, din această emisiune, o să vă rog să le transmiteți și dumneavoastră un mesaj hunedorenilor și a tuturor celor care ne urmăresc până la urmă pentru a vă susține data de 9 iunie. Da, în data de 9 iunie este important, în primul rând, să ieșim cu toții la vot. Este important să alegem varianta optimă pentru dezvoltarea noastră a tuturor și noi știm că această variantă este varianta Laleaua. Vă rog să votați Laleaua și aveți încredere în profesionalismul nostru. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi că ați fost astăzi în fața hunedorenilor, a celor care trebuie să cântărească în perioada următoare foarte bine întreaga ofertă electorală pentru a alege așa cum consideră dumnealor că este bine. Mult succes vă dorim! Mulțumim! Vă mulțumesc, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!